producătorii de piersici din Republica Moldova sunt susținuți în cadrul proiectului ACED cu scopul de a spori potențialul de comercializare a produsului, mai ales pe piețele de export. Astfel, producătorii de piersici și operatorii post-recoltare, precum și consultanții în domeniu, sunt chemați să participe la o vizită de studiu în Turcia, pentru luna iulie. Concursul de selectare a participanților va fi efectuat în baza unui formular de aplicare, care poate fi descărcat de pe site-urile www sau www.agroconnect.md. Data limită a depunerii dosarelor este 8 iunie.